profilează în viață. Dar aceasta a fost arta poetică, aceasta a fost arta muzicală. Acum trecem la o altă artă, arta șahului, și îl invit să ia cuvântul pe domnul Ionuț Dobronăuțeanu. Dânsul este membru în bordul Uniunii Europene de Șah. Vă rog! Bună seara! Mulțumesc pentru prezentare și pentru invitație. Sunt foarte bucuros să fiu astăzi aici la dumneavoastră și transmit salutul Federației Române de Șah și de asemenea salutul Federației Europene de Șah. Și sigur voi fi un pic mai tehnic, să spunem că poate e și acest moment al întâlnirii. Considerăm că este o sinergie și inițiativa domnului Armașu este binevenită, sigur. Știm de câțiva ani cum activează dumnealui și proiectele dumnealui. Faptul că acum iar ne-a abordat și ne-a propus o colaborare, să facem un parteneriat, considerăm că este benefic, laudabil și prin prisma acestor, să spunem, organizații care sunt mai tehnice, în sfârșit mai orientate pe partea asta organizațională, strict sportivă. Deci putem să folosim acest potențial din zona de extra, să spunem, sportul de performanță. Și făceam o estimare, deci sunt în fiecare an mii și multe mii de adolescenți, de tineri care, ca la orice sport, sigur, cu liceul, cu facultatea, renunță la a face șah, să spunem, de performanță și urmează o carieră în viață. Poate devin antreprenori sau manageri sau în sfârșit intră în anumite colectivități și de ce să nu le dăm ocazia să regăsească șahul pentru ei personal sau pentru a pune, să spunem, valențele pe care le-au căpătat ale șahului și pe care le știu, să le pună în practică la o vârstă de adult și când au o altă, să spunem, zonă de relaționare și de activitate. Și mult mai prozaic să spun că astăzi, 30 iulie, a fost publicat pe site-ul Federației Europene de Șah regulamentul și s-au deschid înscrierile la Campionatul European Corporate de Șah online. Am discutat și, să spunem, entitatea domnului Armașu, deci clubul Palace Athena va fi partener al Federației Europene de Șah în România și să putem face o promovare mai bună, mai eficientă, mai vizibilă, să ne adresăm tuturor entităților și firmelor, dar tuturor organizațiilor și să facilităm această, cum spuneam, promovare, vizibilitate și înscriere în campionatul acesta european, care va fi la începutul lui octombrie, deci tocmai bine după ce se va încheia Corporate CES din România. Și pentru Federația Europeană și chiar și pentru Federația Mondială este o direcție nouă, doar de câțiva ani, deci acesta este bine și pentru noi. Deci Federația Română, cum spuneam domnule Armașu, deci într-o poziție bună cu această propunere și cu acest parteneriat, adică ieșim și noi în evidență și e de bun augur. O altă idee, apropo de universități, că s-a și cântat despre Statele Unite, potențialul fantastic care este în Statele Unite și acum făceam așa o paralelă cu ce înseamnă SUA, apropo de științele de marketing, de comunicare, de socializare, de management și cei mai buni șahiști ai lumii au primit burse la niște universități în America. Cei mai buni, probabil, șahiști din istoria șahului, Paul Morphy, acum 150 de ani și Bobby Fischer, acum jumătate de veac, sunt americani. Deci potențialul teribil care există în lume, sigur, țările noi, China și-a pus în obiectiv acum vreo 3 decenii să performeze în șah și cel puțin la șahul feminin domină. La șahul masculin sunt în frunte, dar nu chiar dominant, dar la șahul feminin ei domină. Au început indienii cu obiective, cu bugete, nu întâmplător. Vedem la țările acestea care totuși gândesc strategic, gândesc pe o perioadă mai lungă, ce înseamnă a fi mai performant, mai la nivel de societate. Și
Vom pune toate aceste lucruri împreună, deci cum spuneam, cu Federația Română de Șah, cu Federația Europeană. Revenind la partea de universități, mi-aduc aminte cum l-am, acum câțiva ani am avut bucuria pe colegul nostru Mihail Marin să-l revăd, sigur că ținem legătura, dar era cadru didactic la Universitatea de Sport. Aici în București sunt 4, în afară de Universitatea de Sport, mai sunt 3 facultăți de sport din țară unde se predă șahul către studenții care urmează să fie profesori de sport. Și chiar vreau să-i pun în legătură, am vorbit și la nivelul Federației Mondiale pe chestiunea aceasta, deci această socializare și să creăm o rețea de comunicare și în care să persoanele să aibă, care au jucat șah, care sunt familiare cu șahul, să aibă încredere și să apropie din această perspectivă a adultului și a amatorului, să spunem, dacă vorbim doar de chess.com, în fiecare an se joacă, în fiecare zi se joacă 4-5 milioane de partide de șah și mai sunt și alte site-uri. Deci e o lume foarte, foarte bogată, cu un potențial teribil și pe care cu asemenea inițiative poate reușim să o fructificăm mai bine. Și în nume propriu sau personal vreau să mulțumesc pentru această după-amiază agreabilă și pentru tot efortul deosebit depus dumneavoastră și cine a mai contribuit. Vreau să-i mulțumesc foarte mult domnului Dăbrunoțeanu, cu care sunt în discuții și cu care am analizat acest fenomen de mai mult timp. Iată și Uniunea Europeană de Șac, European Chess Union, organizează un campionat Chess Corporate pentru pasionații de șah, pentru amatori, cum spunea domnul Dobrănoțean. Eu am spus, ca să fie lucrurile foarte clare, având în vedere că facem această comunitate a pasionaților de șah, că amatori priviți din lumea profesionistului, a sportivului de șah. Dar ei sunt profesioniști, acești pasionați de șah. Sunt profesori, sunt manageri, sunt avocați, sunt ingineri, sunt consultanți, sunt banchieri, sunt fiecare ce lucrează. Deci ei sunt niște profesioniști care practică la nivel de socializare, la nivel de pasiune acest frumos joc și cu care poate reușim să creăm o comunitate adevărată a pasionaților de șah și să valorificăm toate aceste oportunități care mi se deschid. Și în același timp trebuie să-i mulțumesc și domnului Sorin Iacoban, președintele Federației Române de Șac, care a acceptat acest parteneriat și această deschidere către șacul privit ca fenomen social-cultural, la nivel de pasiune, la nivel de networking, ca să popularizăm mai mult valorile șacului și să valorificăm mai mult potențialul profesioniștilor din domeniul șacului în societatea civilă. Mulțumesc foarte mult, domnul Dăbrunoțean. Acum, cred că luăm o pauză tehnică ca să schimbăm bateriile, durează 15 minute, după care revenim în direct. Da? Bineînțeles, și să invităm pe cei care ne urmăresc, da, și pe cei care sunt în sală să iau o pauză. Mulțumim pentru atenție și o după-amiază plăcută în continuare.